Serus, dragilor, și dacă cetățenii care au fost primii la gramatica limbii române ne permit, dragilor, iată ne revedem la noi așa, superbisima noastră emisiune săptămânală. Înainte de a începe, înainte de a plonja, înainte de a arunca în, știi, asta, în știrile care ne-au făcut săptămâna mai frumoasă, vreau să vă urez la mulți ani celor cărora încă n-am reușit, adică cei cu care nu ne-am întâlnit pe live până acum, și să nu uităm pe sărbătoriții perioadei Sfinții Vasile și Ion. Nu, știți că nu sunt om religios, dar dacă pentru voi contează, știi, că e decât acolo un pic, iată, vă urăm un an mai bun decât ălalt, dacă e posibil. Deci dacă știu că sunt unii care ți-au avut un an fenomenal și de-aia zic, măcar la fel de bun atunci pentru voi. O mențiune specială, un asterix aici, mulțumesc cetățenilor de pe Patreon care susțin acest efort, da, această emisiune. Nu aș putea niciodată să vă mulțumesc îndeajuns. Asta. Să plonjăm în, să ne aruncăm în, iubita mea, să ne aruncăm în valuri. Și începem știrile cu domnul Țanțoș Barna. Domnul Țanțoș, el, cred că numele e foarte potrivit pentru dânsul, dânsul Țanțoș. El e Țanțoș. Sper că nu e un regionalist și toată lumea știe ce înseamnă să fii Țanțoș. Și domnul Barna ne anunță în 1 ianuarie și zice așa. Anul acesta am fost primii care au cucerit vârful muntelui Bistriciorul din Parcul Național Căliman. Din start eu vreau să observăm că domnul Barna are, ca și mulți cetățeni din etnia pe care dânsul o reprezintă, sau din care face parte, hai să zicem că nu e reprezentativ pentru etnia dânsului, da? Deci face parte într-o etnie în care cetățenii au obsesia asta cu cine au fost primii unde. Așa, deci anul acesta am fost primii care au cucerit vârful muntelui. Deci bănesc că domnul Țanțoș Barna a stat, știi, până noaptea e 31, până la 4 dimineața au plecat să fie primul pe vârful muntelui. Nu că ne-ar deranja în vreun fel. A fost o experiență interesantă și plăcută, cei 1000 de metri diferență de altitudine, 1000 la urcare și 1 kilometru la coborâre. Aici, nu știu, poate, știi, poate în maghiară să scrie altfel, dar am avut 1000 de metri să urcăm și am avut 1 kilometru să coborâm. Ceea ce, nu știu, s-or fi schimbat după Revoluție, asta zic. Diverse motive pentru această afirmație nițel bizară, zic eu, deci dacă e să mă întrebați pe mine. 1000 de metri sunt kilometru în limba română și, repet, la matematica care se făcea înainte de... și la matematică, unde? La fizică se învață astea, unitățile, măsura asta, știi? Deci asta zic. Deci era, înainte de Revoluție, era una și aceeași treabă. Deci, practic, ți-ai dus mata 1000 de metri în sus și ai coborât 1000, că cam tot acolo ai ajuns, știi? Deci, practic, te-ai întors de unde ai plecat. N-aveai cum să zici, domnule, am urcat 1000 de metri și am coborât 990. Știi? Cumva nu era, de asta zic. Bun, i-am parcurs cu bocancii reparați de către domnul Paul Ișvan Ciobo. No. Domnul Paul Ișvan Ciobo nici măcar nu a primit un tag. Era fain să-i dai un tag, să-i zic că ia mă mică bocan, știi? Asta, bun. Am bifat încă un parc național, mă apropii de obiectivul meu de a vizita toate parcurile naționale din România. La mulți ani. Dau aici cu, așa, cu, știi, cu suprapusul. Aia zic, mă gândesc cam ce face domnul Țanțoș Barna. Eu cred că el e în evaluare să vadă materialul lemnos din zonă. Să vadă din ce parc național s-ar mai putea tăia niște lemne fără să vadă de la drum. Asta mă gândesc eu, cunoscându-i și urmărindu-i activitatea asta, zic. Că nu... Eu v-am mai explicat eu în tot ce privește oamenii politici de România, eu acord prezumția de vinovăție. Adică eu când îi văd că ei fac un lucru, n-am nicio secundă ideea că fac lucrul ăla ca să fie bine pentru cineva sau, nu știu, să se întâmple ceva bine pentru țara asta, pentru națiune, pentru cea... No. Deci ei fac ca să-și facă niște bănuți în buzunar, mai rezolvă treabă, mai rezolvă o șmecherică, știi? De-aia zic, nu cred nicio secundă că domnul Țanțoș Barna și-a dorit să fie primul acolo. Poate s-a dus cu niște băieți, au făcut niște măsurători, au făcut niște poze și au zis, bă, dealul ăla putem să-l luăm, că nu se vede. Vezi, când vii pe aici, aici e drum, nu-l vezi. Numai din dronă. Azi. Bagă drujba. Glumesc, mică, nu știu dacă e așa. Dar, repet, n-am o părere foarte bună despre ce se întâmplă în țărișoara asta, din punct de vedere al oamenilor politici, știți asta, nu cred că trebuie să vă mai repet, dacă ați mai fost vreodată la emisiunea asta, sigur ați observat. Bun, sărim puțin la alt domeniu care ne interesează
absolut maxim, zice, media 5 la admitere în școala de poliție, ce subiecte au avut viitorii polițiști? Sesiunea de admitere din decembrie 2022 în școlile de poliție aflate în subordinea Ministerului de Interne va rămâne în istorie ca fiind cea mai slabă din ultimii 20 de ani, relatează ziare.com. Cea mai slabă nu se referă la altceva decât la subiectele care s-au dat. Și o să vedeți imediat de ce. Practic v-am dat un spoiler, cum ar veni. Asta zic. Astfel, la școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina, ultima medie de admitere a fost 5.00, în condițiile în care anii anterior media 6.50 sau chiar 7.50, abia dacă ți-a asigura un loc în sistem. Și merită subliniat că mediile au fost mari în condițiile în care subiectele au fost foarte, 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 foarte ușoare. Asta cu foarte, foarte amăgași de la mie, că nu era. Era numai unul, știi? Și zice așa, explicația rezultatelor extrem de slabe obținute de candidații care își doresc o carieră de polițist ar fi fost concurența foarte scăzută. La școala de agenți de poliție Vasile Lascăr, 1,36 candidați pe loc. La școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan, Cluj-Napoca, 1,42 de candidați pe loc. Iar la școala de pregătire a agenților poliției de frontieră am avut 1,14 candidați pe loc. Deci nu se mai dorește să se facă polițiști de frontieră în țărișoară, mă mică. Nu știu ce se întâmplă. Oare nu se mai câștigă așa bine? O fi asta că vine Schengenul și ne lasă fără văm? Deși nu, asta zic, nu știu. Vor tineri altceva, pleacă în țările calde. Acum să înțelegeți de ce zice lumea că au fost subiectele ușoare. Să vă explic cum funcționează mintea cetățenilor care fac examene pentru școala de poliție. Având în vedere că nu mai sunt, cum era o mămică pe vremuri, 7, 10, 8. 3 candidați pe loc în ultima perioadă era media, știi? Deci aveai de unde, practic avea balta pește, cum îi zice la noi la țară, da? Deci erau de unde să alegi polițiști, numai nu mai sunt. Dacă e 1,14 pe loc, dacă vine unul care nu știe să scrie, practic, înțelegi, sunt 7 locuri libere, nu știu dacă înțelegi ce zic eu aici, că e 0,14, știi? Deci trebuie să se completeze 1 și 0,14, dacă unul e nahău, știi? Ăla ocupă 7 locuri, cum ar veni, nu știu dacă îmi urmăriți logica, dar e cum zic eu. Înțelegi ce vă zic aici? Deci, practic, concurența e incredibil de mică și atunci există riscul să nu se completează locurile. Dacă nu se completează locurile, ghiciți ce? Băieții aia care primesc bani pentru școală, nu mai primesc bani. Nu mai primesc așa mulți bani dacă n-au clasă întreagă. Să fac mai puține clase, mai puține clase înseamnă mai puține ore, mai puțin profesori, mai puțin bani. Eu v-am explicat că în învățământul românesc asta e cea mai mare problemă. Să școlim elevi cât mai mulți și cât mai repede și cât mai simplu, ca să luăm noi cât mai mulți bani. Asta e învățământul românesc. Nu contează ce și cum. Mămică, îți vină copiii cât la școală, cât mai mulți, nu învață nimic, nu avem niciun, facem niciun stres, trecem toți cetățenii clasa, ne vedem de, nu e așa, viață. Hai, cred că v-am mai povestit și nu știu dacă are rost să repet. În Baia Mare, toți profesorii sunt studenți la celelalte facultăți și fac o horă din asta în care 4-5 ani mai țin în picioare niște catedre și niște facultăți care n-ar trebui să existe pe planetă. Și pentru care statul român plătește salarii grele, că la fiecare universitate îți trebuie rector, îți trebuie profesori, îți trebuie săl de curs, îți trebuie bani, îți trebuie secretară, îți trebuie secretarea domnului rector, secretara, știți? Deci trebuie, adică, birouri, sediu, asta, da. Așa și aici, mămică. Deci la 1,13-14 pe un loc, e o problemă micuță. Știi? Că dacă, repet, apare unul care nu știe să scrie, s-au rupt 7 băieți, știi? Și să vă dau așa că sărim un pic. Deci zice așa. Testul Griller este compus din 60 de întrebări din limba română, 30 sau 40 de întrebări, era, pardon, și 30-40 de întrebări la limbă străină. Unele din exerciții erau de dificultate peste medie. Din 2022, gramatica limbii române nu mai reprezintă deloc o probă dificilă, iar nivelul de dificultate a scăzut la limită pentru multe întrebări, fiind nevoie doar de opțiuni care se învață în clasele primare. Toate formele numeralului sunt corecte în seria. 17, 18, B. 17, 18, și este una 17, 18. Selectează. Există un verb la infinitiv în enunțul, s-a săturat de citit, l-am găsit citind, a citit nu e greu, ei au citit lecția. Așa, sunt scrise corect toate cuvintele din enunțul. Mi-ar fi plăcut, mi-ar place să-i cunosc pe părinții voștri și să știi că voi veni mâine. Mi-ar fi plăcut să-i cunosc pe părinții voștri. Astăzi. Înțelegeți? Antonimul cuvântului altruist este bun, egoist, empatic, benefic. Sunt sinonime toate cuvintele din seria, bunătate, la și antic, vechi, cotidian. Știi? Deci, înțelegi? Sunt... Ai 4 variante la fiecare chestie asta și dacă stai inițial așa și te concentrezi, ești polițist. Adică, practic, dacă știi răspunsul la niște întrebări, nu zic de cultură generală, zic de bun simț,
ești polițist. Iată. În caz că vă întrebați cum să fac polițiști în România. Sau din ce. Asta era un bug pe vreme. Așa. Bun, pentru că nu v-am mai delectat de multă vreme cu subiectul, o să vă dau câteva, câteva știri despre Biserica Română. Bineînțeles, în centru este... Nu știu ce... ÖPS, Arhiepiscopul Tomisului, da? Zice, domnul arhiepiscop a pregătit 150.000 de sticle cu aghiasmă pentru 20.000 de oameni de bobotează. Deci, practic, domnul ÖPS, știi, el s-a așteptat să vină la boboteaza asta. 20.000 de oameni, având în vedere că și a fost o vreme călduță. Deci, chiar propice unui asemenea sărbători. Deci, repet, s-a așteptau 20.000 de cetățeni. 20.000 de cetățeni, 7 sticle de căciulă cu aghiasmă mare. Ma, știu că nu sunteți familiarizat cu domeniul, dar aghiazma mare e aghiazma la care se zice de două ori să vină Duhul Sfânt și să sfințească apa, la aghiazma mică se zice numai o dată. Bănuiesc că și bănuiesc că dacă vor să facă ceva, știi, ceva mult mai tare, zic de mai multe ori asta. Deci dacă așa mare diferență între asta și aia altă. Bun, domnul, deci Nea Teodosie, nu pot să zic în alt preasfinția sa, că, reper, mi se usucă creierul, nu pot. Și să zice că și cei, dacă nu au venit așa multă lume și nu au luat aghiazmă, o să dă ei pe tot parcursul anului, că aghiazmă e bună și 20 de ani. Zici că. Da, eu încă nu înțeleg de ce DSP-ul, VU, MFFS-ul ăștia, de ce MFFS-ul ăștia, știi că sunt aia care se ocupă de siguranța alimentelor în țărișoară, de ce nu fac un mic control aici? Și să verifice ce se întâmplă în aceste situații, pentru că eu, iarăși, nu știu dacă știți, mulți dintre oamenii ăștia beau apa aia, care e o apă luată de la robinet aici, nu contestăm, și ținută în niște vase și turnată de niște cetățeni în niște sticle. Ceea ce contravine nițel regimului sticlelor și apelor îmbuteliate, cum ar veni. Că nu prea ai voie să faci așa ceva în țărișoară. Înțeleg că n-ai religie și trebuie să fii mai bun și Duhul Sfânt în sticlă, eu înțeleg asta, dar eu nu înțeleg de ce, repet, nu vine DSVSA așa, să pună niște întrebări la o asemenea, știi, manifestare. Ar trebui să aibă niște recipiente din inox. Bă, cum fac cetățenii la restaurant? Dom'le, recipient special, dezinfectat, fără bacterii, cu robinet, fără să mai tușească oameni deasupra ei, să mai curgă, să toarne, să bage la busuioc cu cruce, cu... mizeria aia pe care o ține mână ani de zile. Înțelegi ce zic? O dă să o pupe toți cetățenii, pe aia o bagă în apă. Înțelegi ce vă zic aici? Că eu iară vă zic, eu dacă aș avea restaurant și ar veni de SVSA-ul și ar zice, bă, dar uite, nu știu, e aici ceva, domnule, e ceva religios. E Duhul Sfânt aici, dacă, știi? Adică ai putea să contracarezi un control de la DSVSA, să zică, dar e veche mâncarea. E veche, e mâncare sfântă. Scrie pe ea, uite aici, are Sfântul Duh înăuntru și... excelent, n-are cum să fie. Asta. Bun, deci domnul Nea Teodosie aștepta să-i vină, cum vă ziceam, 20.000 de oameni, pentru că în mod normal, pe anul trecut când a făcut el, știți, a făcut el acolo niște mișculații, zice și... Stați așa să văd cât a fost anul trecut, că aici era discuția. Așa. Deci anul trecut erau, au fost 6.000, anul ăsta el aștepta 20.000, ca așa s-a gândit el, vreme caldă, vin oamenii, asta. Au venit 6. Da, de 6.000 de cetățeni. Eu unul mă îndoiesc. Am capabilitatea asta, știi, sunt destul de elastic și mă îndoiesc. Dacă vă uitați la pozele din imagine, mie mi-e greu să cred că aici e 6.000 de oameni, dar asta e declarația bisericii, asta declară cetățenii de la bord de acolo. Asta este. Deci, practic, sunt mai mulți jandarmi și mai multă poliție decât cetățeni care să vină să iei apă. V-am spus, nu e niciun fel de problemă, că doar, bă, apa, deci aghiazma mare nu se strică niciodată. E pe veci. Spui, știi că spui rugăciunea aia deasupra ei, nu mai, mor bacteriile, mor, vine Sfântul Duh și nu mai se întâmplă nimic. Repet, îmi cer scuze pentru cetățenii care sunt religioși și... Eu nu văd o explicație logică aici și de aia îmi permit să fac remarci acide.
la adresa acestui obicei, dar maybe just me, nu vă repet, voi dacă credeți și simțiți că asta vă aduce un beneficiu, vă curăță, vă ajută, vă vindică de boli, eu vă îndemn să o folosiți în continuare, n-am niciun fel de problemă cu asta. Eu nu cred asta, cred că v-am mai zis. Bun, deci asta e despre PS Teodosie. În afară de asta mai avem tot în zonă, de pe malul mării, avem un preot care s-a dus să sfințească apa de aproape, în caz că doriți să observați, deci vedeți. Aici avem, deci trebuie să fiți atenți la băiatul ăla în alb care e pe marginea. Deci iată cum aruncă crucea, deci se aruncă crucea. Stai să văd dacă avem sonor, dacă urlă ce. Hai zic, deci băiatul s-a ușchit. E apa mării de două ori sfințit acum. A căzut și preasfințitul, știi? Deci sunt și mulți, ați vedeți că sunt foarte mulți în apă care înnoată să prindă crucea. Ce mi se pare mie foarte tare, o să vă rog să observați, stați așa. Este un băiat în zona asta, o să vă arăt eu cu mouse-ul, care plonjează în apă. N-am înțeles gestul, nu știu ce face. Crede că prinde crucea sau ceva. Deci vi-l mai arăt odată. A, uite, uite, hop. Deci el a plonjat în apă să prindă crucea. Sunt 6 oameni, efectiv. Eu am avut varianta clipului mai lungă, mi-a trimis-o unul dintre șerifi. Da, de neînțeles pentru mine, dar iară zic, eu nefiind de religia care trebuie, s-ar putea să nu... Da, bă, asta zic. Ne bucurăm că toată lumea e sănătoasă și că nu s-au întâmplat altfel de incidențe. Îți dai seama că dacă era înghețată apa, era un pic mai rău pentru preotul respectiv. Și mai avem un mesaj de jale și durere de la un preot. Zice așa, nu știu de unde e, n-am aflat. A, așa, zice Ieroschimonahul, Ieroschimonahul David, mănăstirea Sădinca. Predica din 5 ianuarie. Hai, din 1 ianuarie, hai să vedem ce zice nea Ieroschimodahul, Ieroschimonahul, aia zic. Zice așa, Ieroschimonahul. Bun, nu luăm de la început, că noi numai un minut. Să aveți grijă ce votați și pe cine votați. Așa, deci s-o dăm pe politică, mămică. Că PSD-ul ăsta nu-i bun. PSD-ul care până acum a dat numai bani la reparat biserici și tot felul de chestii, acum nu mai e bun. Și o să aflăm imediat de ce. Fiindcă noi ieri, dacă nu mergeam să plătim curentul, era tăiat. Așa, deci practic pentru prima oară domnul preot are o epifanie, i s-a lăsat Duhul Sfânt și a zis, bă, dacă nu plătești curentul, ți-l taie ăștia. Asta s-a întâmplat, înțelegi? Asta. Deci cam asta ar fi, da? Deci să înțelegeți, omul cumva, el e siderat, el e absolut șocat, că el trebuie să plătească curentul în țara asta, da? Continuă. Îți spune câte 36 de milioane curentul nou, plătește cine, câți o sunt astăzi? Mi-a dat careva, nu, care mi-a dat cu luna anului, da. Deci, practic, domnul e supărat, e indignat că au avut de plătit 3.600 lei curent, 36 milioane, cum zic bătrânii, asta zic, și că el câți bani s-a strâns astăzi, știi? Deci el câți bani a făcut astăzi? Păi, în alt preasfinția ta, că mata nu știu dacă ești, ce funcție ai, mata cât iei la o mormântare? Că eu am înțeles că e 1.000 de lei acum mormântarea. Deci cam 1.000 de lei bagi mata la o mormântare, mai, hai să zic, la nuntă am înțeles că e mai mult. Doar să moară oamenii, eu știu ce să zic. Dă o slujbă, să moară mai mulți oameni, să ai mai mulți bani să-ți plătești curentul. Nu mai consumați curent, mămică. Faceți economie, eu știu ce să vă zic. Ia. Și vreau să spun că cine nu plătește curuna anului de astăzi, nu mai pomenesc. La revedere. Ci... Deci nu să mai pomenesc băieții care nu plătesc. Deci asta trebuie să știți. Ești și acolo în biserică, dai bani în fiecare an, nu te mai pomenești și dacă nu dai bani. Trebuie să dai bani în plus. Știți că la noi, ce puțin, nu știu, între părți, dar la noi în Vișeu, acum, în perioada asta de băbotează, popa umblă cu crucea în casă în casă și iau căciulă de bani. Deci făceau absolut niște sume ridicole, adică 10.000 de euro făceau într-o zi. Deci, vă rog să mă credeți, 10.000 de euro, e absolut incredibil câți bani făceau. Nu știu unde se duc banii, nu știu cât dau la biserică, că dai seama că biserica nu-i lasă, știi, hai mă mică. Biserica știe cam cât se noriașez, cam știi, și sunt cifrele cunoscute, trebuie să dea niște bani și acolo, dar bănuiesc că din sumele alea se mai întâmplă niște lucruri, mai rămân și la preoți, ca așa în tenis. Știi care e problema? De banii ani trăim și noi
Din banii luăm lumânări la altar, luăm lumânări de la mitropolie. Deci omul zice că din salariul lui, hai că nu vă mai, că e puțin depresiv, așa, mă bag în, știi? Deci cetățeanul e foarte supărat că el din salariul lui trebuie să cumpere lumânări. Păi mata le vinzi, mă mică. Mata din lumânările alea faci afacere. Lumânările trebuie să le cumperi, eu înțeleg că trebuie să le cumperi, ca așa în tenis, că la biserică tu trebuie să dai ceară. Dacă puteți să înțelegeți, îi obligă să dăie ceara înapoi și din ceara aia să fabrică alte lumânări. Și lor le vinde iarăși lumânările. Înțelegi ce zic? Deci ei le zice, îți dă 100 de kg de lumânări, trebuie să aduci înapoi 70 de kg de ceară și trebuie să-ți vindem din nou 100 de kg de lumânări. Așa funcționează lucrurile la Biserica Ortodoxă. Și preoții trebuie să facă rost de lumânările astea, de bani și de lumânări, cum știu ei. Mulți din salariul pe care îl primesc de la stat, iarăși nu vreau eu să vă stric bula. Preoții sunt plătiți din stat. Preoții primesc salar de la statul român. Ei nu trebuie să-și facă salar în niciun fel. Ei trebuie pur și simplu să se îngrijească de oile din, știi, din jurul lor, de cum ar veni cetățenii credincioși de acolo. Înțelegeți? Ei n-au alte costuri. Că dacă se strică biserica, o repară primăria, statul, guvernul, firme private, cineva. Ei nu trebuie să se îngrijească de mari lucruri, să-și facă niște bănuți, să tacă din gură. Domnul era indignat că o dată 3.600 lei curent, ceea ce îmi pare mult, dacă îi să mă întreb pe mine. Așa. Angajatorul trebuie să deconteze prețul ochelarilor de vedere pentru angajați. Decizia CJUE în urma procesului deschis de un român. Deci, practic, ce s-a întâmplat aici? Un cetățean român și-a făcut ochelar că el nu putea lucra la calculator și a cerut banii de contare a sumei respective din salarul, de la angajator. Angajatorul a refuzat, omul a dat în judecată la Bruxelles, mămică, și a câștigat procesul, angajatorul fiind obligat să îi plătească, nu ieșea ochelari. Acum, ce e interesant aici e că angajatorul acestui cetățean era statul român. Deci domnul era la serviciu de imigrări și el s-a gândit să mai profite un pic și de faptul că lucră la stat, ca aia vă zic, băieții ăștia care lucrează la stat sunt niște cetățeni care se preocupați cum să mai fac un ban, cum să mai smulgă niște bănuți de la statul român. Eu asta vă spun, că asta e părerea mea personală. S-ar putea să greșesc și să fac niște generalizări care nu și-au locul, dar până acum n-am observat alte lucruri în relația mea cu cetățenii care lucrează la stat. Bun. Pe de altă parte, nu e un lucru rău pentru cetățenii care lucrează în general și care sunt obligați să își cumpere ochelari pentru lucru la calculator. Acum, dacă îi să mă întrebați pe mine, asta e o dudă. Nu există ochelari care să te ajute la lucru la calculator și ochelari care să nu te ajute la lucru la calculator. Deci asta e o vrăjeală, e un chestie de marketing, exact ca și apa sfințită pe care o vândă aia sau ca și pasta de dinți care te vindică de care. Înțelegeți? Nu există așa ceva. Mai ales că ecranele de calculator acum nu emit radiații. Pe vremuri, da, s-ar putea să, adică ar fi putut exista discuția asta pentru că monitoarele aveau o sursă de radiații, avea un tun de radiații acolo, care emitea un fascicol de electroni, care, da, putea fi considerat nociv, nu putea fi. Era nociv, de-aia zicea pe vremuri că nu-i bine să stai foarte aproape de televizor. No? La monitoarele CRT, alea vechi, cu tub din sticlă din ăla mare, tub catodic, cum îi zicea, da, într-adevăr, era periculos să stai destul de aproape de sursa aia de radiații, dar nu era ceva să te omoare pe loc. Ei, monitoarele astea moderne, CRT, LED, bla bla bla, QLED, ce mai sunt acum, n-au niciun fel de emisii periculoase. Poți să stai cu nasul în el. Vrăjeala asta cu ochelarii pentru lucru la calculator e efectiv un stunt de marketing. E o șmecherică pe care a inventat un băiat să mai vândă niște ochelari. Exact ca și băieții care vindeau, dacă țineți minte, plăcinte prăjite în ulei de palmier, știți? E o chestie celebră. În marketing niște băieți făceau plăcinte. Pe o plajă erau 70 de băieți care făceau plăcinte. Toți prăjeau plăcintele în ulei de palmier. Și un băiat a venit și a zis: plăcintele noastre sunt mai bune pentru că le prăjim în ulei de palmier. Și o vindea plăcinte de 10 ori cât ceilalți la un loc, care prăjeau în la fel plăcintele în ulei de palmier. Înțelegi ce zic aici? Contează cum o pui. Aia zic. Băieții ăștia au găsit o nișă și au zis: domnule, ochelari pentru lucru la calculator care elimină reflexiile nedorite. Deci o vrăjeală din asta incredibilă. Și iată că sunt cetățeni care dau 2700 lei pe pereche de ochelari care, nu e așa, îi ajută să lucreze la calculator. Nu există. Da? Deci cel puțin s-ar putea să greșesc eu. Sigur că între voi sunt cetățeni care știu mai bine cât mine. Vă rog frumos să-mi dați
dacă găsiți undeva detalii tehnice. Dar asta zic, avem o decizie a Uniunii Europene care obligă angajatorii să plătească ochelarii cetățenilor. Repet, la inițiativa unui bugetar român. Mercedes furat din Italia găsit în România chiar la proprietarul care nu s-a gândit că vor fi probleme dacă nu mai plătește ratele. Polițiștii de frontieră din Iași au găsit la un cetățean român un autoturism Mercedes-Benz semnalat ca fiind furat din Italia la sfârșitul lunii decembrie. Pe 3 ianuarie, în jurul orei 16:30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au oprit în trafic pentru control pe raza localității Crasna un autoturism marca Mercedes CLA, an fabricație 2019, condus de un cetățean român în vârstă de 32 de ani. Păi dacă era în fabricație 2019 și l-o cumpăra nou, avea 3 ani mașina, deci mai avea 2 ani de leasing, zic. Deoarece au avut suspiciuni cu privire la situația juridică a mijlocului de transport, autoturismul și șoferul au fost conduși la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figurează în baza de date ca fiind furat din Italia, din 19-12-2022. Deci, practic, repejor l-au prins pe băiat. Așa, bărbatul a declarat că a achiziționat în rate autoturismul în valoare 43.000 de euro și că nu s-a gândit că ar putea avea probleme dacă nu mai plătește ratele. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în privința... Așa, da, ok. Deci zice așa, infracțiune de abuz de încredere. E furt asta. Bun. Aici să știți că e o practică destul de comună în zona aici la noi, la cetățenii care se întorc din țările străine, au impresia că tot ce se întâmplă în Germania rămâne acolo. E ca și, știi, ce se întâmplă în Las Vegas rămâne în Las Vegas, ei și-au impresia că se întâmplă în Germania, mai puțin ratele și mașinile. Deși aici sunt o groază de cetățeni care au venit cu mașinile rate, leasing, chiar și închiriate și nu le-au mai predat și acum scriu scrisori din pușcării și mai sunt o altă gamă de cetățeni care au altă problemă, ei au credite la bani. Merge acolo, lucrează 4-5 ani, primește drept de ședere și o chirie, bagă un credit din ala de 40, 50, 60, 100 de mii de euro și vine în România, nu mai plătește ratele. Ce se poate întâmpla, știi? Unii dintre ei, iată, au probleme. Un prahovean a șofat fără permis timp de 18 ani. Indignați de tupeul bărbatului, vecinii i-au pregătit o surpriză. Am vrut numai să vă arăt aici, dacă te vorbim, priviți acest minunat site, deci... Aici zice așa, s-a crezut mai presus de lege, însă s-a ales cu dosar penal, bla bla bla, reclamă la papuci. Bine, voi o să vedeți altă reclamă dacă intrați pe site-ul ăsta, eu văd lucrurile care mă interesează pe mine, da? El este bărbatul care a reușit să fenteze legea de înșel. Polițist, ați consumat băuturi alcoolice, reclamă la Adidas. Șoferul zice nu, polițist, haideți să facem o testare cu aparatul, reclamă la Adidas. Reporter, de ce conduceți fără permis? Șoferul, nu am acte la mine, reclamă la Adidas. Reporter, dar aveți condus? Da, reclamă la Adidas. Polițiștii l-au așteptat la câțiva metri de casă, deci practic cetățeanul, nesimțire, domne, incredibil, avusese permis, l-a luat pentru alcool și nu și l-a mai renoit. Reclama Adidas, asta zic. Deci practic a fost prins un element infracțional, periculos pentru comunitate și nu e așa de servici justiției care nu se facă nimic. Bun. Un bărbat din Giurgiu a tras cu arma în fața polițiștilor, apoi s-a baricadat în apartament. Anchetatorii așteaptă autorizație pentru a-l scoate. Pă scurt că n-are rost. Un băiat. În seara de revelion și-a scos pistolul pe geam, zic pistolul, mă refer la arma de foc, pistolul, de 9 mm și-a tras focuri de armă pe geam, că dacă aia zic, nu a avut și s-a fi grăbit, s-a sunat nevastă, era și o problemă la servici, nu a avut timp să cumpere artificii, asta zic. Vezi tu, aglomerație în oraș, pe la mall, lume, n-o găsi loc de parcare, zic, bă, nu mai cumpăr artificii, atrag 7-8 focuri cu pistolul și asta este, deci că banii cam tot acolo, știi, de... Mă, știi, cu artificiile alea nu mai dai foc, mai pistolul mai comod, ai scos mâna, tragi și ai scos mâna pe geam, nu stai în frig, nu aprinzi, nu știi, asta zic. Și a fost chemată poliția a venit și a verificat și a constatat că s-a întâmplat această infamă acțiune, au găsit tuburile de cartuș și s-a dus la cetățean, care cetățeanul s-a baricadat în casă. Ei, și ce a făcut poliția? Poliția acum stă în fața ușii, ca cetățeanul să nu părăsească localitatea, da? Și așteaptă o... Stați așa... Zice așa... Stați că vă citesc. Așa... Așteaptă autorizație de la instanța de judecată pentru a putea intra în locuință. Deci înțelegeți ce poliție capabilă avem. Deci un cetățean care trage cu arma de revelion pe geam, s-a închide nebun, știi? Poliția nu poate intra în casă peste el să-i facă ceva, trebuie să aștepte o hârtie de la instanță. Timp în care ăla, zic... Poate nu-i cazul. Da, omul ar putea să o iei razna, să mai împuști niște oameni de la geam. Știi ce zic? Deci aia zic. Asta, părți și stau la ușă, bat la ușă.
Nu că avem, noi avem aici poliție pe care ne putem baza, care ne veghează și ne știe. Da. Ah. Dubiosul investigator sub acoperire, cheia dosarului celor 22 de vameși de la Albița va fi extradat. No, ăsta e un articol mai lung, o să vi-l citesc pe tot sau cel puțin o să sărim așa. Da, e interesant așa ca idee. După 3 luni de amânări, magistrații curții de apel Iași au condamnat pentru luare de mită pe cei 22 de vameși de la Albița, acuzați încă din 2013 de fapte de corupție. Deci am mai vorbit noi despre treaba asta. Dacă îi mai ardea încă un pic, deci să prescriau faptele. 10 ani, știi? Pedepsele acestora sunt cumplite între 2 ani și 8 luni de închisoare și 3 ani de detenție cu suspendarea executării pedepsei pe o perioadă de supraveghere cuprinsă între 5 și 8 luni și 6 ani și 6 luni. Deci ați înțeles, băieții ăștia care furau sute de mii de euro pe lună și, repet, ai sute de mii de euro pe lună, au primit între 2 ani și 8 luni de închisoare și 3 ani cu suspendare. Deci, practic, aproape nimic sau 2 ani în pușcărie, da? Au fost obligați, aici ai o rupt, o distrus, o nenorocit, să plătească fiecare câte 10.000 de lei cheltuielor de judecat. Deci o distrus, băi, nu știu, 10.000 de lei la băieții ăștia erau, bă, banii agonisiți o viață întreagă. Așa, elementul cheie acestui dosar a fost Igor Caraman, un investigator sub acoperire moldovean. Acesta avea să ajungă la rândul lui protagonistul unor scandaluri de corupție și a fost arestat de curând, urmând să fie extradat în Italia. Igor a semnat un angajament cu CNA, care e un fel de DNA, dar din Moldova. În iunie 2013, la inițiativa sa, după 13 ani în care a tranzitat săptămânal granița Republicii Moldova cu România, în calitate de transportator, perioadă în care a fost obligat să ofere mită funcționarilor vamal pentru a nu avea probleme la controlul de frontieră. Așa, sărim așa un pic și zice așa, Caraman arăta că de regulă vamii și indicau prin semne suma pe care trebuiau să o arate, suma pe care trebuia să le ofere pentru a nu fi controlat riguros transportul de marfă. Fie arătau 2, 3, 4 dește, fie scriau nauer indicând suma, fie pur și simplu șopteau. Atunci când nu înțelegeau semnele lor, îi întrebau suma pe care o doresc. Caraman a precizat că microbuzul cu care tranzita frontiera era încărcat cu marfă de către anchetatori români și în cele mai multe rânduri, printre colete, a fost pusă și o brichetă tip pistol pentru a testa vigilența vameșilor. N-a fost descoperită niciodată. Știți aia cu România, cu Schengenul, cu noi îndeplinim toate criteriile, vamile române, e mie, bă, pozice, bă, și cum, nu trece acum, bă, nu trece o albină. Așa. Apreciez că nu efectuau controle decât superficiale, interesau doar țigările, în rest se putea trece cu orice. Arestarea vameșilor nu a luat pe nimeni prin surprindere, așa că mulți erau pregătiți de moment, aparținătorii venind din timp pe holurile tribunalului cu schimburile necesare unei șederi prelungite. Deci, practic, ei aveau rucsăcelul pregătit, că bănuiesc așa ei la vameșii, cum au ăștia, știi, chitul de cutremur, așa ei la vameși chitul de pușcărie, că ei știu că fură, ei știu că o să fie prinși, adică pentru ei... Nu știu cum să vă spun, e ca și la cascadori, aia știu că o să moară. Deci cascadorii se duc la muncă gândindu-se că o să moară. Vameșii se duc la lucru gândindu-se că o să fie arestați, că e logic, știi? Și atunci ei aveau acasă pregătit rucsăcel cu prosopel, periuța de dinți, pijama, șlapi, ce mai este trebuie în pușcărie, nu știu. Lucruri, știi? Așa, bun, nu mai vă scurtez un pic, că n-are rost că e așa, și zice, procurorul din dosar condamnat pentru fapte de corupție. De-a lungul timpului, acest dosar unul extrem de controversat și care a ridicat multe semne de întrebare, cercetarea penală a fost făcută sub îndrumarea procurorului anticorupție Emilian Eva, cel care avea să ajungă chiar el cercetat și judecat pentru fapte de corupție. În 2015, procurorul Ieșan, care a instrumentat dosarul în care 22 de vameși au fost trimiți în judecată pentru fapte de corupție, a fost reținut de DNA. Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție au emis la acea vreme un comunicat în care se arăta că procurorii efectuează cercetări într-o cauză ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție în legătură cu protejarea patrimoniului cultural național mobil, comise în perioada 2011-2015. Deci, procurorul care i-a judecat, pur și simplu au instrumentat dosarul ăsta, au fost arestat pentru corupție, vamișii au fost arestați pentru corupție și martorul cheie din dosarul ăsta au fost arestat pentru corupție. Mon frère, ce se întâmplează în țara asta, bă? Nu mai avem oameni cinstiți, mă. Nu mai există oameni cinstiți, nu mai există oameni... Bine, în afară de băiatul ăla care și-au cerut ochelari, că lui îți dai seama că e trăit ochelari. Deci nu mai sunt oameni cinstiți în țara asta, absolut deloc. N-aveți ce să... Deci, pe cetățeni, dacă aveți vreo așteptare de la statul român, eu zic să vă temperați. Cetățeni, stăpâniți, cum era aia? Stai așa. Ceva, așteptările. Mai avem camici. Ok, bun. Și acum o să vă dau o filmare din sala de cinema de la un film care se numește... Am și uitat, mă mic. Ce viața mea, ceva, nu știu. Romina, Romica, ceva, nu știu, un nume de cetățeancă de o anumită etnie. Așa. Nu mai știu.
În fine, n-are rost. Deci filmul e luat de pe TikTok, filmat cu telefonul noaptea în sala de cinema, la calitate destul de proastă. Dar în principiu să înțelegeți voi despre ce e vorba, iată. Asta zic. Asta e în Cinema City, dacă îi să observați. E film cu maneliști. Dansează fetele. Asta. Deci cam asta. Romina, cred că e. Romica, ceva. Nu știu. N-am. Am fost... Hei, nu de două ori, că mi se face răuț. Așa, deci am fost foarte aproape de fenomen. N-am filmat eu, să nu înțelegeți greșit, am luat de pe net. Deci am fost foarte aproape de fenomen, că noi fusărăm la alt film la cinema și nu era foarte mare înghesioală când ne-am dus, dar când am ieșit, frățioare, parcarea de la mall era absolut... nici nu știu cum să folosesc termenul, blocată de mașini de lux. Deci vă jur, n-am văzut atâtea mașini de lux, nici n-am știut că stăm în Baia Mare, numai S-clase, numai Rover-uri, numai frățioare, Audi A8, numai, bă, te durea mintea. Deci vă jur, numai Jaguar-ul, numai, bă, te durea mintea ce era acolo. Era avanpremieră la filmul ăsta cu maneliști. Eu nu pot decât să-i felicit pe cetățenii care fac genul ăsta de filme, că uite-te, sunt niște oameni care n-ar fi călcat la cinematograf în viața lor. Bine, aia zic că se vede că nu cunosc regulile, în primul rând că nu știu să parcheze. Deci nouă unii au fost absolut, mon frer, au fost ca și, știi, probele lui Hercule. Deci am avut, au trebuit să facem o întreagă echilibristică, să ieșim din parcare, să nu cumva să zgâriem vreo mașină din asta de lux, bolid de lux, cum îi zice la știri. Dar, repet, lucru bun e că i-au adus băieții ăștia în cinema, poate mai învață și eu un alta. Lucru rău e că nu s-a așteptat nimeni că o să vină în număr atât de mare. Încă o dată felicit inițiatorii pentru acest film. Unul dintre ei, am înțeles că e Shelley. Trebuie să recunoaștem meritele omului și știe să catalizeze în jurul lui niște oameni care fac audiențe. Acum, că nu sunt oamenii care ne convin nouă, asta e altă discuție. Că nu o să mergem acolo... Eu n-am niciun fel de problemă cu maneliștii, v-am mai zis, sunt niște oameni exact ca și mine, nici ca și tine, ascultă altfel de muzică și nu știu să parcheze în cazul de față. Sau, așa cum ați văzut, dansează, să nu zic nepotrivit, că aș fi ipocrit, dansează, știi, așa, măi, pe dezbrăcatele în sala de cinema, dar în rest nu ne deranjează, până când nu mănâncă semințe, azi, ok, ați înțeles. Deci aia vă zic că am întâlnit fenomenul, cam atât în știrile din țărișoară pe astăzi, destul de puține. Mai avem ceva, dar aș dori să le discutăm pe live-ul care urmează în seara asta, adică în câteva orele. În știrile internaționale avem așa, un bărbat de 60 de ani cu 3 copii, mă scuzați, un bărbat are 60 de copii și 3 soții, dar e hotărât să nu se oprească aici. Mi-am rugat prietenii să mă ajute să-mi găsesc a patra nevastă. Upsi daisy! Un bărbat în vârstă de 52 de ani din Pakistan a devenit cunoscut în toate colțurile lumii. După ce a dezvăluit că a devenit tată pentru a 60-a oară și, mai mult de atât, a dezvăluit că nu are de gând să se oprească aici și își dorește mai mulți copii. Eu înțeleg că oamenii și au, deci omul e renumit, dar eu aș vrea să fie renumită femeia aia care a făcut 20 de copii, că 60 de copii la 3 femei, practic, dacă îi, v-am zis, să ne luăm după matematica pe care o învățam înainte de revoluție, îi 20 de copii pe cap de mămică. Știi? Eu mămicile alea aș dori să le facem eroine, nu pe băiatul ăsta, că dacă îi mă întreb pe mine sarcina, nu-i chiar așa de grea. Adică, practic, știi? Să descurcă el cumva. Dar o mămică cu 20 de nașteri la activ, mon frère, there is something, știi? E ceva acolo. Și zice că își mai dorește o mămică care să-i mai facă încă, cred, zice el 40, da. Bun, Sardar Jean Mohamed Khan Hili din Quetta, capitala Balochistanului, frățică, provincie din sud-vestul țării, are o familie numeroasă, însă aceasta își dorește și mai mulți moștenitori. Îți dai seama ce scandal o să fie la ea pe avere? Așa e 10-a parte. Așa. Potrivit ziare.com, bărbatul deține o clinică în oraș, are 3 soții și acum, la scurt timp după ce a devenit părinte pentru a 60-a oară, el a dezvoltat că își dorește și o altă soție care să-l ajute să-și îndeplinească dorința de a avea mai mulți copii. Sardar a apărut în preța internațională în 2016, după ce i s-a născut cel de-al 35-lea copil, le-a spus atunci că își dorește să aibă cel puțin 100. Autoproclamatul medic, care conduce o clinică neautorizată, unde tratează afecțiuni minore, se lăuda în trecut cu averea lui și spunea că poate să aibă grijă de întreaga sa familie, dar a recunoscut de curând că inflația a afectat situația financiară, cu toate acestea este decis să mărească în continuare familia.
poliția germană s-a chinuit 15 minute să-l trezească pe un șofer care a dormit la volanul mașinii sale Tesla pe autostradă. Un bărbat în vârstă de 45 ani a fost oprit cu greu de poliția germană după ce a dormit la autostradă. Mașina a atras atenția poliției din cauza stilului de condus haotic, tipic consumatorilor de droguri, în timp ce se deplasa pe autostrada A70 de lângă orașul Bamberg. Când l-au ajuns din urmă, polițiștii au văzut că Tesla se deplasa cu 110 km/h în mod autopilot, iar șoferul dormea cu mâinile pe volan. Agenții au încercat să-l trezească pe șofer, claxonând minute bune și făcându-i semne, însă fără succes. Între timp, mașina Tesla în care se afla șoferul adormit se deplasa pe autostradă. Mă scuzați. După 15 minute, polițiștii au reușit să-l trezească pe șofer, iar acesta a respectat indicațiile și a oprit mașina. Potrivit comunicatului de presă emis de poliția germană, șoferul prezenta simptome specifice consumului de droguri. Dar nu știu dacă ar putea să-l acuze că el nu a condus efectiv. El era în mașină, conducea mașină, nu? Asta zic. Vezi că se nasc aici niște dileme cu mașinile astea cu pilot automat? Păi omul era drogat, dar nu conducea el. Totodată în mașină a fost găsită și o greutate specială folosită de obicei de șoferii de Tesla pentru a păcăli sistemele de siguranță ale mașinii, dând impresia că șoferul stă cu o mână pe volan. Bărbatul de 45 ani a rămas fără permis de conducere și este cercetat penal pentru punerea în pericol a traficului, nu e așa, rutier. Asta e cu poză mai bine, zice și o stație de tren din Japonia avea, urma să fie închisă pentru că nu erau călători, dar angajații respectivei căi ferate au observat că un student era singurul care o folosea. Ne referim aici la stația de tren, da? Și o studentă chiar. Și pentru ea au ținut această stație deschisă până când tânăra Juna a terminat liceul. Bă, asta țară, vezi ce înseamnă. Bun, și zice așa. În ciuda războiului, românii merg la schi în Bucovel, Ucraina. Unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale circuitului de schi european, stațiunea Bucovel din Ucraina rămâne la fel de căutată în această iarnă, în ciuda războiului din această țară. Potrivit unor informații difuzate de Observator News, la aproximativ 1200 km de front, pârțile sunt pline, iar turiștii români spun că merită orice risc, prețurile fiind fără concurență, iar gazdele extrem de primitoare. Vreau să rețineți această expresie. Zice, turiștii români spun că merită orice risc, prețurile fiind fără concurență. Deci, practic, turiștii români spun că, bă, merită și să fie împușcat așa de ieftin la schi în Ucraina. Acum, eu vreau să vă spun ceva și vreau să înțelegeți. N-am observat niciodată la români un simț al conservării, știi? Un simț al... nu mă duc acolo că s-ar putea să mor. Am mai avut discuția asta, dacă vă mai aduceți aminte, după atentatele alea din Egipt, când băieții erau... deci în Egipt se împușcau aia până resorturi, ieșeau aia de până mare, împușcau oameni. Și românii mergeau la plajă în Egipt, în aceeași zonă, în aceleași resorturi. Și eu întrebam la știri, păi, nu vi-e frică să mergeți? Păi ni-e frică, dar am plătit deja. Ce să facem? Înțelegi? Am dat bani, cum? Zice, nu mă duc. Bun, zice așa. Un brăilean stabilit în Spania i-a trimis bunicii sale 4 kg de cannabis în loc de alimente și dulciuri. Bărbatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare după ce judecătorul a motivat că acesta are familie, 2 copii minori și loc de muncă. Deci, practic, 4 kg de cannabis, s-a încheiat 3 ani cu suspendare, adică nimic, da? Deci absolut nimic. Și știu băieți care i-au prins pe stradă cu 2 grame pentru consumul propriu și, sau nu 2 grame, că nu știu, erau 10 grame avea pentru consum propriu și au făcut nițel bulău un an și a de pușcărie. Aia zic, depinde și la cine nimerești sau... pe cine cunoști pe acolo. În principiu, deci, zice așa, Tribunalul Brăila l-a condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare un român acuzat de trafic de droguri de risc și introducere în țară de droguri de risc. Dosarul penal a fost instrumentat de DICOT, structura centrală. Totul s-a întâmplat la începutul lunii august, atunci când coletul a ajuns în Brăila, a fost interceptat de procurorii antimafia. Oh, Jesus, man! Bărbatul a recunoscut faptele în fața instanței, potrivit informațiilor obținute de publicația locală, bărbatul a pus o cantitate de 4 kg de cannabis în pungi de plastic, vidate, apoi l-a introdus în 2 peturi cu apă, pe care le-a predat într-un colet unei firme de curierat din Madrid. Destinatarul era bunica băiatului aflat la Brăila, care, potrivit documentelor de la firma de curierat, urma să primească alimente și dulce. Așa, au sunat un prieten și l-a rugat pe el să ia buletinul doamnei. Puteam să zic și altfel, dar e început de an și m-am hotărât să fiu mai bun anul ăsta. Buletinul doamnei și să ducă să ridice coletul. Băiatul a ridicat coletul, poliția a ridicat băiatul, băiatul a dat-o pe doamnă în gât, doamna a zis că nu are ea nicio treabă
Și iată așa, o rețea periculoasă de traficanți de cannabis a fost, cum îi zice la aia, decapitată. Bun, și avem din nou puterea internetului. O fetiță a primit 1 milion de rugăciuni. 1 milion de rugăciuni. Deci o fetiță care avea pe față, să nu vă îngroziți, că nu-i nimic de îngrozit aici. E o fetiță care a mâncat o bucățică, o filie de șuncă și a pus-o pe față și părinții ei au făcut poză. Deci fetița n-are fața distrusă de un rechin sau de un animal sălbatic sau de o boală. Nu, are o felie de șuncă pe față. Și această poză a primit pe Facebook 1 milion de rugăciuni. Hai zic. Șansa, deci încrederea în umanitate a fost restabilită. Iată, vedeți, există oameni care pot oricând să se roage pentru noi. Bun, o dăm pe știrile funny și o să vă arăt o operă de artă care reprezintă de fapt un rechin, jumătate rechin, care cealaltă jumătate se poate vedea reflectată în apă, și un an 1916, și e vorba despre o operă de artă absolut anonimă care se află în orașul New Jersey, unde în 1916 un rechin a atacat 3 oameni, 2 omorându-i și pe unul rănindu-l foarte grav. Oamenii din zona respectivă au realizat opera asta de artă acolo, în amintirea acestor evenimente. Și exact aceste evenimente au fost cele care au, nu știu cum să zic, au inspirat filmul Joe, dacă știți, ăla cu rechinii, care, iar vă zic, noi suntem puțin rupți de zona asta, dar filmul Joe era absolut a fost absolut un succes de public în America. Adică a fost pe locul 1 o perioadă foarte lungă de timp, până când Războiul Stelelor a reușit să-l dea jos de pe podium. Ca să înțelegeți, a fost un film cu un succes imens la public. Și acum la americani există referințe, există, nu știu, fanii fenomenului după 20-30 de ani, știi? De la film. Ok, bun. Și urmează o serie, o să vă arăt niște lucruri din Războiul Stelelor anul ăsta, că știți că eu sunt mare fan și urmăresc, am vrut să împărtășesc cu voi chestiile astea pe care n-am apucat până acum să vi le arăt. De exemplu, un fan și-a cumpărat un trofeu de tonton, care e un animal care nu există, nu știu dacă știți, dar în lumea cetățenilor care conexionează chestii din Războiul Stelelor, există și cetățeni care fac asemenea animale și o să vedeți că are chiar cornul rupt, exact ca în film. Deci, practic, e tontonul care l-a dus pe Luke Skywalker și care a fost omorât de animalul, dacă țineți minte, în ghețare acolo. O să vă arăt These are the droids you are looking for. E un cetățean care și-a făcut uscătorul și mașina de spălat în forma celor doi roboți celebri, R2-D2 și C-3PO, da? Bun. Avem aici niște interpretări făcute de un AI căruia i s-a cerut să facă secvențe din Războiul Stelelor, dar actorii să fie, hai să zicem, nițel mai weight challenge, știi? Deci să aibă nițel probleme cu greutatea. Cel mai tare dintre toți lucru e Darth Vader, deci e Dumnezeu pe planetă. Deci arată absolut incredibil de bine, deci e foarte drăguț. Nici Princess Leia nu e foarte rea, da? Uite, e pa meu. Ia câtă mă, așa, iată-l pe băiatul ăsta, nu știu, cred că e Luke Skywalker, s-ar putea să mă înșel aici. Așa, ăsta sigur e Luke Skywalker. Și aici nu e așa, The Mandalorian, la care iese puțin burtica pe sub armura de oțel, așa. Și o doamnă aici, care nu știm cine e. Așa. Darth Maul în cea mai bună forma lui. Deci arată mult mai bine decât originalul, dacă să mă întrebați pe mine. Bun. Avem același AI care a fost rugat să facă un set de Adidas, de bocanci de luptă pentru Războiul Stelelor. Și avem aici Darth Vader. Bocancul arată absolut incredibil, dacă uitați ce detalii sunt aici. Da. Ăsta nu știu cine e, n-am... Ăsta bănuiesc că e Chewbacca, dacă știa. Ăsta iar nu știu cine e. Ăsta ar putea fi un R2-D2, zic.
Ăsta ar fi un Yoda, hă? Zic. Foarte sexy. Deci foarte, foarte sexy. Ăsta e 2-2, asta zic. Ceva, Stormtrooper și ceva. Absolut incredibil, uitați-vă ce detalii, ce, bă, absolut incredibil. Abia aștept să apară Adidas și ăștia. Bun, și pentru doamne, că nu le-am uitat niciodată pe doamne, același AI a fost rugat să creeze niște poșete din Star Wars, care arată într-un absolut mare fel. Uite aici ce realist arată, deci poșetele astea nu există în realitate, să știți, sunt create doar de un AI, de un soft care își imaginează chestii, care desenează chestii. Absolut incredibil. Absolut incredibil. Grievous. Mr. Grievous. The Mandalorian. Ăsta e un băiat, nu știu cine. Așa. Foarte drăguț. Foarte, 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 foarte drăguț. Bun, și tot același soft a fost rugat să facă niște console. Niște PlayStation-uri, deci practic PlayStation-uri, PlayStation Darth Vader, Mandalorian, din nou Mr. Grievous, Chewbacca, cine mai fi ăsta, ăsta nu știm cine-i, ăsta s-ar putea din nou să fie Chewbacca, dar nu suntem sigur, deci foarte drăguț, asta zic. Bun, și un fan al seriei o realizat din Lego Mechanics, dacă știți. O animație pentru Războiul Stelor care arată în halul următor. Da, excelent. Deci sunt două benzi pe care au prins niște chestii și are X-Wing-ul pe care vezi, are o rotiță aici și din care reglează înclinarea. Și vedeți, dacă te uiți doar la X-Wing, așa ai impresia că practic zboară deasupra unor chestii. Foarte șmecher. Foarte, foarte, foarte șmecher, bă. Mi se pare... Repet, oamenii ăștia ar trebui să fie plătiți pentru ideile astea. O să vă arăt, știți că era bancul ăla cu cele două albine care stați așa, care beau Fanta. Ia priviți aici. Păi nu știu dacă e un accident, deci vă jur, nu știu dacă e un accident sau e absolut o muncă sincronizată aici. Cert e că fetele astea două au dat jos dopul de la sticla de Fanta. Ceea ce, dacă să mă întrebați pe mine, e o mare performanță, da? Și ce mai avem aici? Aici avem din război, că trebuie să vedeți și din război, cam ce vede o dronă iraniană care survolează Ucraina. Au ACDS. Deci, practic, drona se plimbă nestigărite pe plantație și vedeți aici cum vine, nu e așa, rachetic. Iată. Trebuie să recunoaștem că precizia sistemelor astea de luptă antiaeriană e absolut incredibilă. Vă dați seama că drona e și foarte mică și merge cu o viteză foarte mare și totuși racheta asta reușește să o intercepteze. Repet, absolut incredibil. Bun, să sărim peste acest lucru. Și ultima, dar nu cea din urmă, o să vă arăt din Ucraina un cântec interpretat de un cetățean. Durează 3 minute, o să ne uităm la tot. Dacă ne-l taie YouTube-ul, o să vă rog să ne ziceți sau o să încerc eu să pun link-ul în descrierea acestui clip, că merită văzut. E ceva care chiar merită văzut, e chiar drăguț, așa că o să vă las 3 minute să urmăriți acest minunat cântec. Foarte drăguț, excelent, da... Am dat o bară chiar spre sfârșit, dar nu o să mai filmez din nou clipul ăsta, că nu am timp. O să vă rog să nu vă supărați pe mine. Din ciclu, stați să vedem ce vedem aici. Din informal, stați așa, că la informal avem... Bă, stați așa, așa, nu e... Bă. Așa, informal, stați așa. Informal! Avem două chestii interesante, zice Germania, grupul norvegian Equinor și germanii de la Reve vor construi centrale pe bază hidrogen cu emisii reduse de gaze cu efect de seră pentru a face tranziția de la cărbune. Equinor, din domeniul extracției de petrol și gaze naturale, și RWE, cea mai mare companie de electricitate din Germania, au semnat un acord joi pentru construirea unei centrale în Germania. Inițial, acestea vor funcționa pe gaze, apoi pe hidrogen obținut din gaz,
prin captarea și stocarea carbonului și în cele din urmă pe hidrogen din surse regenerabile. Norvegia este interesată în special de promovarea așa numitului hidrogen albastru, în timp ce Germania pune mai mult accent pe hidrogenul verde produs din apă cu ajutorul energiei eolene și solare. Înțelegerea mai prevede stabilirea producției de hidrogen cu emisii reduse de ideale. Bla, 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 bla. Deci, ce e bine de reținut aici că nemții, germanii cum ar veni, iau măsuri în domeniu și se apucă să producă hidrogen, așa cum vă ziceam, hidrogenul este viața. Asta. Botoxul este viața, la noi, la nemți, hidrogenul este viața. Nemții se ocupă, așa cum se vede activ, de problema cu energia și iată că se îndreaptă în direcția în care, iar vă zic, eu am bănuit că o să îndrepte. Nu mă face pe mine mai deștept, dar practic era direcția logică pentru omenire. Și o să vă mai arăt o știre absolut incredibilă. Zice așa: Jesus shoes with holy water in the soles are selling for $4,000. O companie din America care se numește MSKHF, care habar n-am ce înseamnă și nu mă interesează, nici n-am căutat, au cumpărat o pereche de Adidas, de Nike Air Max 97, în caz că nu știți ăștia, da? Deci arată în halul ăsta. Și au scos aerul din papuci și au băgat înăuntru apă sfințită adusă din râul Iordanului și sfințită de un preot. Au pus aici un crucifix de aur și au produs 24 de perechi de papuci care s-au vândut cu $1,500 bucata. Acum pe StockX, dacă în caz că nu știți cetățeni, StockX e un site unde se vând boarfe, bulendere, Adidas și chestii. Prețul acestor minunați Adidas ajunge la $4,000 și selling line-ul lor, adică practic linia care te face, textul care te face să-i cumperi, e că walk on water like Jesus, știi? Deci mergi pe apă ca și Iisus, practic mergi pe apă cum ar veni, că e apă sub picioarele tale asta, știi? Și iată că cineva a reușit să mai scoată niște bănuți din, nu e așa, credința unor cetățeni. Bine, cetățenii ăștia de la MSKHF, ăștia sunt niște cetățeni care fac invenții mai puțin, nu știu cum să vă zic eu, normale. Așa că una dintre ultimele lor invenții a făcut un fond care se numește Times Newer Roman, care e în loc de Times New Roman, care e mult mai lăbărțat și l-a făcut pentru studenții care trebuie să facă eseuri cu un anumit număr de pagini, știi? Cu fontul ăla lucrez cu 15% mai puțin, că e mai larg fontul. Idei, da. Bun, și cam atât din frumoasa rubrică informal, că vă repet, suntem la început de an și avem destul de puține subiecte și acum dăm pe Fani, să mă vedeți, asta zic, o dăm pe Fani. Avem o domnișoară care nu-și găsește mobilul, care iată. Deci fata să filma cu telefonul, da? Și la un moment dat, o să vedeți de la început, că mi-e foarte greu să-l dau de la început. Și la my phone! Where's my phone? Oh, ok, filmăm. Asta, ok. Foarte drăguț, bun. Avem aici imaginea începutului de an pentru cetățenii care au avut o noapte de revelion mai complicată. Și zice așa, îți dai seama că a fost un revelion reușit, deci băiatul ăsta bea apa din fierul de călcat. Da? Bun, avem o altă știre. Zice, o bătrână care s-a rugat 13 ani de zile unei poze cu Serghei Mizil în tinerețe și zice, am crezut că e Iisus Hristos. Într-adevăr, n-am crezut și am căutat să văd dacă, într-adevăr, asta e poza lui Serghei Mizil din tinerețe. Asta e poza. Și o femeie s-o lipit de poza lui și o crezut că e Iisus Hristos și s-o rugat la Serghei Mizil 13 ani. Asta mi se pare. Așa, avem aici eșecul în gospodărie ardelenească, zice așa. De Crăciun, moartea lui Bobby Ewing a lăsat familia Marin fără cârnați. Doamna Georgeta a fost profund șocată de moartea sex simbolului. Familia Marin, domiciliată în calea Văcărești numărul 270 și așa, a rămas de Crăciun fără cârnați și aceasta pentru că Bobby Ewing a murit în film. Georgeta Marin, în vârstă de 26 de ani, a fost puternic șocată de moartea lui Bobby Ewing din penultimul episod al serialului Dallas. După vizionare, femeia a refuzat să mai curețe mațele pentru cârnați și să mai gătească ceva pentru Crăciun. Vădit impresionat de stare
declarare a soției, domnul Gabriel Marin a găsit de cuvință să ceară ajutor evenimentului zilei. Iată ce ne-a declarat în noaptea de Crăciun, în jurul orei 23, soțul Georgetei. Sunt foarte îngrijorat de starea psihică a soției mele, care plânge tot timpul pentru că a murit sex simbolul masculin. Gabriel Marin a încercat să afle de la noi dacă într-adevăr Bobby a murit, neputând să-i dăm un răspuns exact în privința personajului Bobby Ewing. Domnul Gabriel Marin a fost la rândul lui dezamăgit, spunându-ne cele câteva kilograme de carne cumpărate în ajun vor zăcea, probabil în continuare, pe masa de bucătărie până la episodul următor. Așa, și ca să încheiem acest an într-un mod cât mai drăguț, o să vă prezint aventurile unui băiat la snowboard. Bineînțeles, într-o țară unde există zăpadă. Mai avea un pic până în vârf, vedeți? Ia. Și pică. Iată-l, așa. Îl ia pe băiatul ăsta, unul. Stați așa că mai vine. Pac, pac, pac. Vine și băiatul ăla după el. 3, asta zic. Păi ai 2, așa. 4, 5. Și băieții care pică, în, știi, în, pe parcurs, iau și ei niște oameni cu ei. Îmi pare rău că nu se vede, că nu-i mai lung filmul. Dar e foarte sexy așa de văzut. Asta zic, ia uite. Ce-i fain că ăsta nu vede nimic, nu știe ce-l așteaptă. Hop, pac. Hai mă mică, asta este. Hop, hop, și încă unul. Hei băieții, hop și noi, hai. Practic eu dacă eram în locul lor, eu le ceream bani înapoi. Și am frățică, eu am plătit să urc aici, mie îmi dai bani. Am urcat degeaba din cauza ta. Asta este, bun, cetățeni. Foarte drăguță emisiune. Scurtă și la subiect. O oră și 4 minute. Am încercat să facem sub o oră, nu a ieșit. O să ne mobilizăm mai tare la anul. Bun, numai bine 9 ani, tot ce vă doriți. Noi ne întâlnim imediat cu cetățenii, că avem live în 40 de minute. Tot ce vă doriți în noul an și tot ce vă face fericiți. Sănătate, că e foarte importantă să știți. Bănuiesc că unii dintre voi știu. Unii dintre voi încă nu au ajuns la vârsta aia, încă nu știți unde e ficatul, unde e inima, unde știți, ce ți-e doare, ce știi, asta. Bun? Ne auzim în noul an. La noi se arată un an destul de bun. Sperăm să dăm drumul la Oblu, la magazinul cu scule. Suntem pe cai mare acum, suntem în pregătiri maxime. Am o rugăminte așa pe sfârșit, am tot povestit cu niște cetățeni care aveau centura neagră la premier și îmi promiseseră să mă ajute să-mi fac un intro și un outro pentru emisiune și nu mai dau de dâns și nici cum, zici că a intrat în pământ. Mi-am notat undeva datelor de contact, am vorbit pe mail, nu mai găsesc mail-urile, nu știu, n-am mai reușit, nu știu, nu pot. Până un alta, cetățeni, vă doresc un an cât mai bun, vă repet, și ne vedem pe live-uri și dacă nu, ne vedem duminica viitoare. V-am pupat!